Și dumnealui, împreună cu garnitura guvernamentală, se lasă atrași, de fapt, într-un joc politic. Pentru că asta a fost astăzi, continuarea acestui spectacol la care noi asistăm deja de mult timp în Republica Moldova. Și, de fapt, este straniu că vorbeați despre starea de urgență care vine să gestioneze pandemia, pentru că noi nu vorbim despre gestionarea pandemiei, vorbim despre niște jocuri politice. Ale cui? Și eu am atras atenția, pentru că dacă domnul Ciocoi nu știa care este planul care trebuie să fie pus în aplicare, pentru că, de fapt, starea de urgență nu este altceva decât un instrument care îți oferă posibilitatea să pui în aplicare un plan. Și ei spuneau că planul ăsta tocmai azi sau mâine va fi elaborat. Și am văzut și eu interviul cu Igor Dodon, care spunea, de fapt, că va fi instituită starea de urgență de pe 1 aprilie până pe 30 mai, că, de fapt, starea de urgență este impusă mai mult pentru a împiedica dizolvarea Parlamentului timp de 2 luni de zile. Legea nu permite să faci acest lucru. Și că unul din punctele planului va fi accesarea rezervelor de bani de la Banca Națională. Deci, evident că cei de la guvern nici nu cunoșteau despre planul care vine să fie pus în aplicare. De asta, dar asta nu înseamnă că guvernul va aplica acest plan. Noi ne așteptăm la faptul că guvernul ar putea să respingă ceva dintre ceea ce deja anunță ca decizie Igor Dodon? Sau e oarecum clar că așa și se va întâmpla cum a spus astăzi președintele PSRB? Eu sunt de parte de gândul că guvernul ia decizii de sine stătător. Deciziile se iau la partid și vedem că sunt puse în aplicare foarte repede. Ieri, doar după o ședință de la Partidul Socialiștilor, s-a întrunit în grabă guvernul și a aprobat această hotărâre de guvern prin care a solicitat Parlamentului să impună stare de urgență. Atât mai mult am fost mirat că nu va fi instituit un lockdown. Atunci această stare de urgență practic își pierde sensul. N-are niciun sens. Dacă vrem să gestionăm pandemia, deci noi avem nevoie de un lockdown, oameni buni, avem nevoie încă 2-3 săptămâni în urmă. Atunci când am vorbit foarte tranșant la Consiliul Suprem de Securitate, pentru că asta este filozofia gestionării acestei pandemii. Să oprim, să nu admitem cumva colapsul sistemului spitalicesc până când vom vaccina oameni. Nu este alt sens să intervii cumva. Dar cu părere de rău, deci încă o dată, nimeni nu are de gând să-și bată capul de sănătatea cetățenilor, de gestionarea pandemiei. Noi asistăm la această luptă între doi politicieni, Maia Sandu și Igor Dodon. Eu astăzi am spus, cu părere de rău, unul se gândește cum să-și multiplice mandatele, altul se gândește cum să-și mențină mandatele pe care le are. Asta este, de fapt, tot jocul care episodul care de astăzi, face. Episodul de astăzi din Parlament, domnule Filip, din punctul dumneavoastră de vedere, aduce puncte în plus căruia dintre acești doi jucători pe care ați menționat? În contul cui numărăm puncte? Vedeți că ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este convenabil pentru ambii. Pentru și ambii. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Pentru că cei de la PAS și Maia Sandu întotdeauna au spus că trebuie să rămână guvernul ăsta, care este chiar poate niște atribuții suplimentare. Ei au refuzat, de fapt, să instaleze un alt guvern. Și eu înțeleg că și impunerea starei de urgență într-un mod oarecare este convenabil PAS-ului, pentru că vor da vina acum cu toată deschiderea pe socialiști că ei se fac responsabili de gestionarea acestei crize și, de fapt, doamna Maia Sandu și PAS-ul nu are nicio atribuție, vor arăta cu degetul la socialiști. Pe de altă parte, și socialiștilor le este convenabil pentru că ei controlează în continuare instituțiile statului și vor merge cu toți oamenii lor puși în funcții până în alegerile parlamentare anticipate pe care Igor Dodon astăzi le-a declarat foarte clar că vor avea loc în septembrie sau octombrie. Și lucrul ăsta va fi așa, pentru că atunci când există o majoritate parlamentară, ei au mai multe posibilități
să ducă data alegerilor parlamentare anticipate atunci când le este convenabil lor. Și iată, ei astăzi au demonstrat acest lucru prin impunerea starei de urgență. Îmi pare rău de altceva. Pentru că noi am venit cu o propunere foarte constructivă, tot cu alegerile parlamentare anticipate în toamnă, în septembrie, dar cu un guvern funcțional care să gestioneze această criză, care să deblocheze finanțarea externă. Cu părere de rău, cum vă spuneam, s-a ales varianta cea mai proastă din toate cele posibile. Să mergem cu guvernul lui Dodon în alegerile anticipate, fără deblocarea asistenței externe, fără o gestionare eficientă a crizei pandemice. Și totuși, pandemice. De ce ar conveni lui Igor Dodon ca această situație sau această stare de urgență să fie administrată prost? Este evident prin faptul că au votat astăzi pentru această stare de urgență doar reprezentanții majorității parlamentare, e clar că ei își asumă să gestioneze pandemia. Dacă va fi prost, toate ulcerele se vor sparge în capul lor. Nu înseamnă asta că se vor strădui să administreze cât mai bine? Asta este greșeala pe care o comite și Igor Dodon și Maia Sandu. Pentru că responsabilitatea va veni deopotrivă pentru ambii. Ei cred că pot arăta cu degetul unul la altul, dar de fapt eu am văzut ce ne spun și ultimele măsurări. De fapt, oamenii sunt foarte confuzi cu referire la cine guvernează astăzi în Republica Moldova. De aceea, această responsabilitate va fi împărțită de ambii, cu părere de rău. Am înțeles. Încă o scurtă întrebare, domnul Filip, după asta o să revenim la discuțiile din studio. O scurtă întrebare, mai degrabă curiozitate, dacă ați vorbit cu domnul Leu, că dacă ați înțeles, și mă rog, care e poziția partidului față de faptul că dumnealui sa, colegul dumneavoastră de partid și de parlament s-a vaccinat înainte altora? Da, desigur că am avut o discuție cu domnul Leu că astăzi nouă ne pare rău de acest episod. Domnul Leu că explică că era doza care oricum nu putea fi utilizată și fiind telefonat și a administrat. Uh-huh. Aveți și alți colegi sau e un caz singular? Nu, este un caz singular. Am înțeles. Mulțumim mult, domnul Filip, pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc.